Am dat prima oară admitere la Cluj, unde am intrat la cu taxă și m-am supărat foarte tare. N-am putut să mănânc vreo 3 zile. Am băut doar apă. Tot drumul până la Covasna n-am vorbit, cred că deloc. Eu credeam că avusesem un examen foarte bun. Și chiar și acum cred că l-a avusesem foarte bun. Bravo, da. M-au sunat în continuare să merg, să-mi plătesc taxa și nu le-am răspuns. I-am spus tatălui meu că vreau să plec la București, să dau la București și că el stă acasă. Și a fost o dezlipire așa, un lanț de decizii foarte, foarte radicale din momentul ăla. Și pur și simplu am venit la București și am intrat.